Câteva lucruri despre lucrarea Duhului Sfânt. Da, sunt întrebări, sunt situații foarte, foarte multe referitoare la lucrarea Duhului Sfânt în timpul acesta. Să nu uităm că Duhul Sfânt a fost dat pentru biserică, ca noi să fim botezați într-un singur Duh, ca să putem alcătui un singur trup, trupul lui Hristos sau biserica. Acest singur Duh l-a trimis Tatăl ca avocat, ca ajutor, ca paraclet, ca lumină, ca mângâietor. Domnul Iisus a spus ucenicilor, va veni mângâietorul, el va fi cu voi, va fi în voi, vă va călăuzi în tot adevărul. Aceasta e lucrarea mult cuprinzătoare, măreață, dumnezeiască, atotputernică a Duhului lui Dumnezeu în oameni. Dar special el are această misiune de la Tatăl ca să îi pregătească fiului o mireasă. Și timpul s-a scurtat foarte mult până când această mireasă devine fără zbârcitură, fără nicio pată sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. El a curățit-o, scrie în Efeseni, prin botezul cu apă, prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, atât Duhul cât și cuvântul lui Dumnezeu sunt ajutoarele cele mai mari și originale dumnezeiești pe care Dumnezeu ne le-a lăsat pe pământ, ca noi să fim făcuți desăvârșiți. Și de aceea Dumnezeu a dat și cele cinci daruri din Efeseni 4, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, cele mai mari daruri. A luat robia roabă, pe toți aceștia care erau înainte robi, i-a luat slujitori ai lui și i-a dat ca daruri oamenilor. Și ei lucrează. Toți aceștia, cinci, încă sunt în viață până când biserica va fi răpită, sunt și câțiva apostoli astăzi, că tu nu-i cunoști sau cunoști mai ales apostoli și proroci mincinoși, este o altă chestiune despre care dacă ești smerit și asculți de Duhul, vei primi o ureche și vei primi și ochi luminați ai inimii, să auzi ce zice Duhul bisericii și să vezi lucrurile minunate, să vezi, să poți deosebi duhurile, că este unul din cele mai speciale daruri ale Duhului Sfânt, deosebirea duhurilor. Și atunci vei mirosi de departe fariseii și cărturarii timpului nostru, prorocii falși, care foarte simplu sunt aceste femei câteodată, prorocițe, Izabele și așa mai departe, care doar dacă au câteva visuri, câteva lucruri, încep să spună și să poruncească, așa vorbește Duhul, Duhul a vorbit, Hristos s-a coborât în trup, expresii învățate pe din afară, câteva cuvinte în altă limbă, mereu alte tâlcuiri, altfel tâlcuite și așa mai departe, care n-au ajutat în zeci de ani de cât se cunoaște cel puțin și în țara aceasta creștinismul veritabil să ajungă la ascultarea credinței, la roada Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt vrea să lucreze o roadă dumnezeiască în noi, Galateni 5, 22, 23, împotriva acestor opt roade ale Duhului nu este lege. Aceștia nu mai sunt sub legea lui Moise, sabate, vremi, soroace, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, este păcat sau nu e păcat asta. Ei sunt în legea desăvârșită a slobozeniei, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și numai aceștia călăuziți zi după zi. Azi este luni. Gândește-te, de azi sau de azi noapte, de ieri, de la ultima adunare, la care ai fost și până duminica viitoare, la ultima adunare sau părtășie și apoi din nou, ceas după ceas, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Numai aceștia sunt copiii, fiii lui Dumnezeu, așa scrie în Scriptură. De asemenea este scrie că numai cei care au răstignit firea împreună cu patimile și poftele aparțin lui Iisus Hristos. Ei sunt în acest singur trup. Deci trupul lui Hristos și azi este răstignit. Sunt cei, Galateni 20, care au fost răstigniți și ei împreună cu Hristos. Ei sunt răstigniți față de lume, lumea e răstignită față de ei. Legi,
doctrinare religioase puse în aceste, toate aceste partide n-au niciun efect. Sunt unii care au interzis muzica, de exemplu, în adunarea lor. Unde scrie asta în cuvânt? Păi dacă tu te bucuri și sunați din instrumentele voastre cu coarde și chiar tobe, spune undeva, și așa mai departe, și te bucuri înaintea lui Dumnezeu. Desigur, nu sărim în șanțul carismaticilor să batem din palme, să țopăim și să dansăm, când de fapt păcatul e nebiruit și firea nu-i răstignită și lumea e în inimă și e o viață de curvă cu doi bărbați, și firea pământească și Iisus. Aceasta e o viață de curvă. Este curva cea mare, cu marile religii, am mai spus asta, și celelalte religii mai mici, fii cele ei. Babilonul religios. Duhul lui Dumnezeu a descoperit aceasta fratelui Bradley, care a scris Mireasa și Curva și Ultimele Timpuri. Acolo găsești în detaliu toate aceste lucruri tâlcuite. Vei rămâne uimit când vei citi cartea. Sunt mai multe mii în România care au citit-o, dar multe zeci de mii care n-au citit-o. Și o veți citi, o veți asculta audio, că o pun pe grupuri, Mană, Izvor Bun, sau pe WhatsApp, și Mirele vine, pregătește-te, pe Telegram. Uneori mai pun chiar și pe Facebook câteva lucruri acolo unde sunt mai mulți oameni din lume și care nu sunt obișnuiți mulți cu cuvântul despre neprihănire. Încă nu s-au împăcat cei mai mulți cu Dumnezeu, se închină la idol de lemn, vopsiți și tot felul de năzdrăvănii religioase născocite de-a lungul oamenilor. Cu toate amăgirile, nelegiuirii, spune în Tesaloniceni, pentru ei, care n-au, aceia care n-au primit dragostea pentru adevăr, ca să fie mântuiți. Duhul Sfânt este numit și Duhul Adevărului. El ne va călăuzi la tot adevărul. Adevărul este despre Dumnezeu, despre Fiul Său, că aceasta e și viața veșnică, Ioan 17, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Fiul omului pe care L-ai trimis tu. Aceasta este într-adevăr viața, aceasta este viața veșnică, spune Mântuitorul, și acest Duh minunat, sfânt al lui Dumnezeu vine aici în mine și în tine când dăm lumea afară pofta ochilor, lăudăroșia vieții, poftele tinereții, toate pofta cumpărării, supărările, toate aceste nebunii, când iertăm pe toți oamenii, ne cerem iertare dacă ceva am spus nepotrivit sau am necăjit, am jignit pe cineva și așa mai departe. Atunci acest Duh rămâne în noi. Altfel, dacă păcătuim în fiecare zi, cum cei mai mulți fac care sunt creștini evanghelici, născuți din nou odată, gândește-te, și toată viața păcătuiesc, inclusiv liderii care i-au învățat în felul ăsta, că și au spus în predicile lor, întotdeauna i-am auzit că au spus, toți suntem păcătoși, toți mai păcătuim. Nu e adevărat. Biserica aleasă, mireasa lui Hristos, aceea care e răstignită pe cruce, mădularele trupului lui de azi, de pe pământ, că el are azi un trup pe pământ, el este capul și noi suntem mădularele acestui trup. Nu mai păcătuiesc mădularele acestea, chiar dacă sunt mădulare mici, neînsemnate, cum spune, unele sunt slabe, unele sunt tari, dar ele nu mai păcătuiesc. Și în orice caz, dacă încă mai cad în păcat și din neveghere, 1 Ioan 2:1, copilașilor, și aceștia, le spune Ioan așa de frumos și binecuvântat, vă scriu acestea care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu ca să nu mai păcătuiți. Dar asta este ținta, asta e dorința oricărui ucenic, că numai ucenicii fac parte din trup, nu cei membri din registrele adunărilor și bisericilor și a celor mai, cele mai multe biserici moarte și cu lideri morți, după cum scrieți, merge numele că trăiești, dar ești mort. Deci renumele, faptul că ești renumit, că vestești Evanghelia, că faci multe lucrări și multe lucruri, pentru multe lucruri marto te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuiește și ăsta nu l-ai găsit încă, dacă încă păcătuiești. Acolo scrie copilașilor Ioan mai departe, dar dacă cineva a păcătuit, cei mai mulți iau acest cuvânt în brațe toată viața și ce rămân ei? Bebeluși, copilași mici. Dar Iisus spune să creștem în toate privințele, ca să ajungem la capul, spre capul, fiecare mădular crește spre desăvârșire și primul lucru este să scapi odată de păcatul conștient. N-ai vrea tu asta? Sunt câțiva în țară, nu știu dacă sunt așa mulți, da, poate câteva zeci, nu știu dacă sute,
care au terminat cu păcatul conștient. Nu vrei tu să intri în ceata asta, pe calea asta îngustă, să ai părtășie unii cu alții, că numai cu cei care umblă în lumină putem avea părtășie. Sau încă ții tare la numele, la renumele, la firma, la ce scrie acolo pe peretele adunării tale, cum se numește și așa, Maranata și Betel și alte denumiri din astea, dar acolo sunt morți care trăiesc, în fiecare zi păcătuiesc. Beau poporul, bea nelegiuirea ca apa, zice Domnul în proroci. Și așa este și astăzi. De aceea trezirea este aceea. Duhul Sfânt vorbește. Acum nu un om, este 1 Corinteni 15:34. Mulți proroci mincinoși și prorocițe tot zic, Duhul Sfânt a vorbit. Dar acum Duhul Sfânt îți spune, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Așa era în Corint, cei mai mulți nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, încă păcătuiau. Dar acolo scrie unii, asta înseamnă că prin epistolele lui Pavel, prin îndemnuri, prin sfaturi, prin Duhul Sfânt, prin darurile, că ei au primit toate darurile. Da, și ei au avut ocazia și eu cred că au ieșit afară din cea unul păcatelor. Așa putem să numim. Toți credincioșii aproape, 99% trăiesc încă păcătuiesc conștient. Și se mai și laudă cu asta și zic că nu e o ieșire din asta. Și Biblia nu spune așa, Duhul Sfânt spune clar în Scripturi. Ce spune? Veniți-vă în fire, treziți-vă la seriozitate, nu mai păcătuiți, căci sunt unii care nu-L cunosc. Dacă tu-L cunoști pe Dumnezeu, atunci nu mai păcătuiești, este Tatăl celor neprihăniți și intri în această neprihănire prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o putere enormă, cum spune, această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. În vasele noastre de lut purtăm cu noi această putere. Și apoi prin Duhul Sfânt putem să purtăm și noi moartea, omorârea Domnului Iisus. 2 Corinteni 4:10 și 11. Întotdeauna s-o purtăm în trupul nostru, nu numai Pavel și apostolii, toți ucenicii de astăzi și slujitorii adevărați. Și Roman 6:22, vrei să știi ce spune Duhul Sfânt despre un slujitor adevărat? Ascultă, dar acum numai aceia care ați fost izbăviți, eliberați de păcat, v-ați făcut slujitori robi ai lui Dumnezeu. Pe aceștia ia Dumnezeu robia roabă și dă daruri oamenilor. Numai aceștia, spune mai departe, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Deci a sluji lui Dumnezeu sunt 4 lucruri acolo clare în 6:22 Romani. Odată, 1, izbăviți, eliberați de păcat, de păcatul conștient, slujitori, numai atunci, altfel ești numai palavragiu, oratorie, istorisiri, carismatic, ce-i fi tu, încânți oamenii, mii de gură cască, like-uri, n-ajută la nimic, ești mort, că nu sunt faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu, numai un om desăvârșit, care umblă, adică în lumină, cum el însuși e în lumină, 1 Ioan 1:7, poate să facă faptele desăvârșite. Și atunci este răstignit cu Hristos, un cui trece și prin limbă și se împlinește și Ioan, Iacov, capitolul 3. Dacă nu greșești în vorbire, ești un om desăvârșit și poți să ții tot trupul în frâu. Atunci sunt oameni desăvârșiți, sunt în țară, sunt în lume, sunt mai multe mii. Ilie credea că nu mai e niciunul, n-ai știut și tu ai crezut așa până azi. Trezește-te la seriozitate, Duhul Sfânt a vorbit. Trezește-te și nu mai păcătui. Dumnezeu să te ajute. Duhul Sfânt ne-a fost dat și este scris, fiți plini de Duh. Așa cum înainte erai plin de must și beat, acum ești beat sau plin de Duhul Sfânt. Așa erau ei atunci când vesteau. Parcă erau plini de must, așa scriu Faptele Apostolilor, scrie Duhul Sfânt prin Luca, care a scris această epistolă, acest pasaj, acest loc din Scriptură. Așa scrie, păreau ca beți și ei au zis că sunt plini de must, dar ei vorbeau lucrurile minunate lui, făceau minunile lui Dumnezeu. Asta le va face Dumnezeu, măcar că se fac și multe minuni mincinoase și prorocii mincinoase și apostoli mincinoși care nu sunt prin Duhul Sfânt. Să-ți dea Dumnezeu o ureche de auzit ce zice Duhul Bisericii, ochi unși ai inimii să vezi nevoia inimii tale mai întâi și a bisericii, a familiei, a grupării din care tu faci parte. Gândește-te, atâtea cete, familii și biserici moarte vor rămâne jos cu totul, cu toți.
Și dacă e unul singur sau câțiva, scrie în Sardes, am câteva nume numai acolo. Gândește-te, erau 100 și poate erau 5, 6, câțiva, care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla îmbrăcați în alb împreună cu mine. Îngerul de acolo, dacă nu s-a pocăit, predicatorul, diaconul, slujitorul, pastorul de acolo, cum vrei să-l numești, el nu va fi la răpire, nu-l vei vedea și nici cei de azi care sunt în viață nu vor merge acasă la răpire. Mirele vine, pregătește-te, umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu doar că ai primit Duhul, ci să și umbli și prin Duhul să omori faptele trupului. Și asta înseamnă sfințire. Și despre asta am vorbit în multe locuri și încă voi vorbi. Dumnezeu să te binecuvânteze, să fii o lumină și sare pe pământul acesta, să fii o binecuvântare. Și asta numai prin Duhul adevărului se poate. Și asta începe cu o zdrobire. Nebun ce ești, zice Pavel în Corinteni. Ce semen tu nu înviază dacă mai întâi nu moare, mort împreună cu Hristos, răstignit cu El, mort față de lumea asta, apoi purtând moartea, omorârea pe care și El, ca fiul omului, a purtat-o în El față de toată voia omului care a fost acolo omorâtă, răstignită, dusă până la cruce, omul nostru cel vechi, zice Scriptura în 6:6 în Romani, a fost răstignit acolo împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie distrus, nimicit, să nu mai slujim păcatului, într-o traducere scrie. Fii binecuvântat, tu care ai urechi de auzit ce zice Duhul Bisericii în acest timp greu al Bisericii. Este fenomenal, vei mai auzi acest cuvânt, sau colosal, ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, chiar prin ultimii frați sfinți care încă sunt în viață, unii și alții au trăit în veacul trecut. Aceste scrieri am postat pe Mirele Vine și pe Telegram. Nădăjduiesc să pun și pe WhatsApp, pe Mană Izvor Bun, pe mulți nu aveți Telegram. Am postat și unii nu ați venit încă la Izvorul Bun și nu știți sau nu s-a trezit în voi dorul acesta după mire, după a fi gata, după a termina cu lumea, cu păcatul, cu orice sclavie și cu orice poftă și a fi răstignit cu Hristos, răstignit față de lume, pentru că nu vi s-au deschis ochii să vedeți slava aceasta, încă poate zăbobiți-o. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, Romani 8:28. De ce lucrează? Care e cel mai bine? Într-o traducere, spre cel mai bine lucrează să fii făcut asemenea lui Iisus, a chipului lui, a caracterului lui dumnezeiesc, a naturii lui, părtaș făcut și tu. O, cele mai mari promisiuni sunt acestea, a doua Petru 1, 3 și 4. Nu sunt mai mari pentru un om promisiuni decât să fie făcut asemenea chipului lui Hristos, părtaș firii dumnezeiești prin cunoașterea lui Hristos. O, gândește-te și mai e încă un lucru și mai sunt, și anume este acest lucru fenomenal, extraordinar de ziditor și de odihnitor și într-o deplină singuranță, și anume totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. O, numai gândește-te, nu trebuie să porți tu grijă de asta, că ei au plecat, că vreo doi s-au supărat, că vreo doi prunci micuți era prea tare pentru dinții lor de lapte, poate și-au ieșit și alte lucruri. Gândește-te ce este însuși Dumnezeu la cârma acestei corăbii de salvare care este Iisus Hristos, a acestui trup slăvit. Gândește-te, este capul Hristos care hotărăște cine va înțelege și cine nu va înțelege. De ce unii nu pot pricepe și nu pot vedea această slavă? Este scris. Măcar că au ochi nu văd, au urechi nu aud, pentru că inima lor s-a împietrit și nu vor să asculte de glasul Duhului lui Dumnezeu. Dar cei sinceri, în Apocalipsa de 7 ori scrie în capitolele 2 și 3, cine are urechi, urechile inimii, care sunt chemați, deci la această chemare cerească, care au parte, care au fost aleși înainte ca Dumnezeu să pună temeliile acestei lumi, să asculte ce zice Duhul Bisericii. Cine are nădejde asta să-L vadă în strălucirea Lui,
va trăi și se cum a trăit Hristos și se curățește după cum Hristos este curat. Și cine rămâne în el nu mai păcătuiește. Nimeni să nu vă amăgească, mai spune Ioan. Cine trăiește în dreptate, în neprihănirea lui Dumnezeu, e neprihănit cum el însuși e neprihănit. Nu că neprihănirea lui Hristos ni se socotește nouă, dar noi trăim cum o fi și mai păcătuim și mai gustăm un pic din firea pământească. Noi nu mai datorăm nimic firii să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, spune Pavel. Dar dacă prin Duhul, Romani 8:13, faceți să moare, omorâți, nu Duhul singur face asta, ci noi prin Duhul omorâm faptele trupului, vom trăi. Asta e sfințirea. Adesea v-am spus de 10 ori până acum în videouri și în înregistrări și încă nu m-a întrebat nimeni cum mai e cu faptele trupului. Da, fiecare cred că are izvoarele lui și unii s-au supărat că am atacat 2-3 proroci mincinoși și acea prorociță cu sabate și alții și au ieșit și au zvârlit din picior. Bogații au ieșit afară cu mâinile goale, este scris, și ei sătuii au călcat în picioare fagurii de miere. Dar voi care ați rămas sunteți ucenici sau doriți să fiți ucenicii lui și nu uitați, n-ați intrat încă, aveți iertarea păcatelor, poate ați primit Duhul Sfânt, ați fost botezați cu Duhul, aveți și niște daruri poate. Poate că multe lucruri, dacă nu umblați călăuziți de Duhul, cum am spus într-un material dinainte, n-ajută la nimic. Numai cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu și ei devin transformați asemenea lui și avem nevoie de aceste comori. Oh, drag prieten, sunt lucruri minunate, sunt învățături curate care ne duc la o predare totală în brațul lui Hristos, nu la rătăciri, nu la erezii. V-am spus într-un video trecut, aruncați cărțile cu erezii, ardeți-le cum a făcut Sebi sau cum îl cheamă acel frate care împreună cu altul acum au emisiunea lor și cu laptopul și tot cercetează și cercetează. Și voi ca ei care tot cercetați, căutați trupul, nu mai tot cercetați, vrem și soroace unde suntem, câte zile mai sunt. Astea le-a păstrat Tatăl pentru el. Despre ziua aceea nu știe nimeni, zice Iisus, nici Fiul nu știa atunci, ci numai Tatăl. De aceea, care e problema și partea mea și a ta? Să ne pregătim, să fim gata, nu doar să ne lăudăm că ne pregătim, nu să cântăm doar Maranata, vine Iisus, pe nori ne va lua. Câți se amăgesc cu asta și n-au nicio treabă, nu biruiesc păcatul. În toate locurile din Apocalipsa 2 și 3, la cele 7 biserici, ceea ce e reprezentativ pentru tot ce există acum și pe pământ ca biserici vii a lui Dumnezeu, la toate scrie, cel ce va birui. Tu nu biruiești, nici pofta ochilor, cred, nici gândurile. Da, necurmat trebuie biruite gândurile. Nu numai puțin când cânți o cântare și asculți o predică și ești în adunare. Nu, tot timpul, non-stop, gândește-te să fie aici în pod curățenie. Când un om face curățenie la țară, cel mai greu și poate primul lucru ar trebui să facă în pod curățenie. Sau putem numi asta și odaia de sus, asta este inima de fapt. Aici mintea și inima, în odaia de sus și în pod, trebuie făcută curățenie, în așa fel încât orice gând să-l iei rob ascultării de Hristos, să răstorni zvodirile minții, păreri personale, părerea mea, eu aș crede că mai așa, că răpirea vine în felul ăla, că toate astea sunt gunoaie, învățate de la teologi, doctori care, cum spunea un frate, profesori în prostie concentrată. Nu i-a ajutat nici pe ei să ajungă la desăvârșire. Ai auzit vreunul? Nu. E numai un cap mare și un suflet mic de multe ori. Multă teorie, multe cercetări. Boala cercetărilor fără rost, scrie undeva. Ce face Irakul și Iranul și Gog, Magog și ăia și ăia. Și acum suntem acolo și pe urmă mai suntem dincolo. Și oamenii merg și bălăbănesc pe amândouă picioarele, cum zice prorocul. Până când mai bălăbăniți pe amândouă picioarele? Dacă Domnul Bal și banii și lumea, slujițile lor, dar dacă este Dumnezeu, slujiți lui cu toată inima, cât despre mine, eu și ai mei voi sluji Domnului. Și ai mei sunt, bineînțeles, ucenicii. Iisus a zis clar, cine-i mama mea, cine-s frații, cine-i nevasta mea în cazul ăsta, cine-i copilul sau cine-s nepoții și frații sau surorile, două mai sunt în viață și așa mai departe.
Nu, mama mea și frații mei sunteți voi, ucenicii, ei se vor potigni, se vor supăra, vor fi jigniți, cred, da, cred. Așa se întâmplă, dar nu din cauza că i-aș urî, ci urăsc felul lor lumesc. De a căuta plăceri de o clipă ale păcatului, de a se supăra, de a vorbi de rău, de a spune minciuni și toate acestea care sunt în lumea asta, din care nu vor să iasă afară să vină la Hristos, să primească viața. Așa a spus el, cercetați scripturile, în ele e viață veșnică și nu vreți să veniți la mine ca să vă dau viața. Da, e un timp minunat, ascultă cei care sunteți și veți mai veni, anunțați și prietenii. Fiți ca cei patru leproși, ați găsit hrană acum, nu stați acolo și vă îndopați. Așa spune de unii, că se îndoapă de albinele și vin ca stânci ascunse între noi. Nu fiți stânci reci, ascunse, nepăsătoare, indiferența e cel mai mare dușman al tău. Avem și despre asta o scriere foarte ziditoare și bună și cu efect. Nu, mergi și spune în cetate, vezi ce foame te este. Vezi că nu știu să deosebească stânga de dreapta. Alte copilării, vai de mine, ei au împlinit legea și prorocii și sunt mântuiți și așa. N-are nicio legătură. Iisus se uită la inimă. Credeți din inimă, Dumnezeu se uită la inimă. Și dacă inima devine curată, totul devine curat și pentru cel curat toate sunt curate, dar pentru cel necurat, tu care nu biruiești pofta ochilor, degeaba critici, degeaba șuieri acolo la învonul tău, degeaba tu trebuie să-ți curăsești inima și ochii, să nu mai poftești cu ei, că-ți murdărești inima și prea curvești în inima ta. Și așa a spus Iisus, eu vă spun, oricine se uită și poftește, deja s-a murdărit și a murdărit inima și a prea curvit cu inima lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt așa taine, de ori în șir le ascult și nu mă mai satur, măcar că le-am scris, le-am înregistrat și le-am auzit de 10 ori pe unele și așa. Pentru că ele sunt hrană pentru sufletul meu și eu pot umbla în această lumină și pot cugeta la ele și Duhul îmi dă și mie alte descoperiri și Dumnezeul luminilor, de acolo, zice Iacov, primim orice lumină și orice dar bun de la Tatăl luminilor. Fii binecuvântat, tu numai care asculți și te îndopi, ci care dai mai departe celor din cetate și liderilor tăi. Poate nu vor să intre ca Nicodim, poate unul va veni noaptea, dar tu dă-i totuși cu bunătate și spune-i, pastore, diacone, pocăiește-te, ia uite ce scrie aici și tu ai vorbit că suntem toți păcătoși. Ia uite-te că sunt oameni azi pe pământ care nu mai păcătuiesc. Tu de ce ne înveți să tot păcătuim? Tu de ce nu calci pe urmele lui Iisus ca să putem veni pe urmele tale și a lui Pavel? Și atunci lasă-i, zice Iisus așa clar despre ei. O, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Un orb călăuzește un altul și vor cădea amândoi într-o groapă. De aceea eliberează-te de toți acești lideri care se opun adevărului, ca Iane și Iambre, Diotref, Alexandru Căldăraru și alții ca ei. Fii un ucenic cu inimă întreagă, predă totul, nu mai lua înapoi, nu te mai întoarce la ce ai vărsat, cum spune acolo Petru, cred că, și caută această viață desăvârșită de credincioșie, biruință, în gânduri mai întâi, în cuvinte și în acțiuni. Și atunci vin faptele trupului la iveală, da, dar acelea nu vin dacă nu termini odată cu păcatul conștient. Când ai terminat cu păcatul conștient, omul vechi dezbrăcat, care păcătuia conștient, firea răstignită, atunci vin lucruri fine, Duhul le descoperă, te trece Dumnezeu prin încercări, prin situații, când iese la iveală egoismul, mândria, răutatea, duritatea, tăria omenească și toate acestea și neliniștea și îngrijorarea, lucruri fine, mânie, resturi de mânie, unde scrie orice mânie, orice iuțime și așa, acolo în altă traducere, orice resturi, acelea vin mai departe și se numesc faptele trupului. Prin Duhul le omorâm, Romani 8:13, cum am amintit. Ce timpuri trăim noi! Vine Iisus, lasă totul, lasă-i pe cărturari și farisei religioși, caută trupul și Dumnezeu ți-l va descoperi. Amin.